În noaptea învierii, slujbele din bisericile din întreaga țară, inclusiv și în cele din Isporeni, vor fi oficiate fără participarea ienoriașilor, după cum au decis autoritățile, pentru a evita aglomerația și răspândirea infecției. Subiectul dat a fost pus în discuție și la ședința celulei de monitorizare a situației privind infecțiile de coronavirus din Isporeni. Astfel, creștinii vor trebui să scoată la poartă produsele pascale, iar preoții vor merge și le vor sfinți. Pot să vă comunic că acolo s-a luat hotărârea de către membrii comisiei ca de ziua Sfintelor Paști, sărbători Sfintelor Paști, toți preoții, adică care din Nesporeni, se deplasează la domicilii, adică cum a fost stipulat, adică la casă, la casă sfințească darurile pascale, dar rămâne deja de verificat dacă va fi respectată această decizie. Cred la case particulare că e posibil așa o casă, dar la case de etaj, chimită când ați coboare. S-au vorbit și de blocuri, adică au fost dat chiar problema asta, cum va fi la blocuri și au rămas tot hotărât, adică la bloc sunt preotul și la fiecare apartament în parte. Ce-i drept, încă nu este clar dacă vor fi respectate aceste cerințe de către fiecare preot. Părintele Novaxel, ei personalul nostru meargă la pensat, la domiciliu, să efectueze serviciul respectiv, unde clar că de pe lor nu pot personal să meargă la credincioși, să le spună nu veniți, pentru că poarta bisericii sau ușa nu este închisă, dar totul depinde de conștiința oamenilor, unde și eu, la rândul meu, i-a tot la conștiință și îi rog și îi îndemn ca să fac fiecare, adică la domiciliu, în casa lui, are un loc sfânt, are aghiazmă, să spui Tatăl nostru, să binecuvânteze masa care el ar trebui să o face de zi cu zi. Îmi pare rău că alți colaboratori biserici nu pot să înțeleagă cât e periculoasă situația de astăzi și insist dacă nu mă prin sat, înseamnă că îi așteaptă în urea să vină la biserică. Când ați venit la biserică, precis ca să fie multă lume. Potrivit autorităților, preoții vor fi supravegheați de către colaboratorii de poliție în noaptea învierii pentru ca să nu încalce cerințele, iar accesul ienoriașilor la biserici va fi restricționat. O să asigurăm și o să mențin urne publici și toate încălcările o să fie documentate. Persoane, cu atragerea persoanelor la răspundere. Cu oamenii sunt prea să avem conflicte. Nu sunt la toate cele. Nu o să se admite aglomerare de persoane, adică circulația persoanelor o să fie restricționată. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, pe durata sărbătorilor pascale va fi intensificată monitorizarea locurilor publice, parcurilor și pădurilor. În acest sens vor fi antrenați zilnic 9.000 de polițiști.